Merge. Să vă rog să vă uitați pe colega noastră. Alo? Cu un legătură despre... Pacient, acum a ajuns pacientul să... La noi în urgență, în data de 28 decembrie, în jur de ora 16:45, s-a prezentat o pacientă femeie de 39 de ani, acuzând dureri abdominale, cefalee și episoade de vărsături. A fost evaluată în sala de așteptare, a fost încadrată ca nivel de triaj verde sau 3. Asta înseamnă pentru noi obligativitatea de a-i consulta sau a-i oferi primul consult medical în maxim 30 de minute. Pacienta, așteptând, i s-au agravat starea de sănătate în sensul în care vărsăturile au devenit mai numeroase. Atunci a fost introdusă în zona de efectuare a tratamentului și de evaluare. Automat a fost trecută în altă categorie de triaj, un nivel mai sus la galben, pentru că starea ei automat era mai gravă și parametrii vitali indicau acest lucru. Tratamentul acordat imediat a fost conform protocoalelor noastre. S-au respectat timpii de acces în zona de tratament și de aplicare a tratamentului. În urma investigațiilor făcute la noi, pacienta care era deja critică, necesitând consulturi de specialitate la un centru superior, respectiv Spitalul Județean Sibiu, s-a solicitat prin 1-2 transferul acestei paciente. Pacienta, menționez că a stat la noi în jur de o oră, o oră și 15 minute. Starea ei a fost critică, dar staționară. S-a transferat cu diagnosticul de tromboembolism pulmonar. Transferul s-a efectuat cu o ambulanță de la Smurd, cu echipaj, cu medic. Care a fost timpul de așteptare? Atât. Timpul de așteptare, după cum v-am spus, a fost în jur de 15 minute, de la momentul în care pacienta a intrat pe ușă și la momentul în care i s-a acordat primul ajutor sau primul consult medical. 15 minute. Aparținătorii, rudele aduc acuze referitor la comportamentul medicilor. Că s-a strigat, că a fost dat afară din cabinet. Eu, nefiind de față, nu pot să aduc comentarii vis-a-vis de ce anume s-a vorbit către aparținători. În schimb, menționez că accesul se face pe acel protocol de triaj. În momentul respectiv, urgența era plină cu pacienți, nu era absolut niciun pat liber și de multe ori aparținătorii sunt insistenți. Și datorită faptului că urgența lor li se pare, o apreciază ca fiind cea mai mare urgență, dar noi îi rugăm de fiecare dată să aștepte și să aibă încredere că noi o să-i vedem în ordinea gravității acuzelor lor, nu în ordinea venirii sau în oricare altă ordine. Se va face o anchetă referitor la... Eu aprecieri pot să fac vis-a-vis despre modul cum s-a acționat, despre respectarea timpilor și a protocoalelor, despre acordarea tratamentului specific. Nu pot să fac aprecieri vis-a-vis de tonul verbal sau ce anume s-a vorbit, dar o să facem o anchetă internă vis-a-vis de acest aspect. Există un protocol, există numeroase situații în care pacienții sunt primiți și de la județean, din urgența Spitalului Județean aici, în urgența Spitalului Militar. Există o procedură, există anumite, sunt frecvente cazurile? Noi, vis-a-vis de colaborarea cu Spitalul Județean, nu avem o procedură prin care pacienții sunt transferați din UPU în CPU, noi fiind o unitate mai mică și mai slab dotată. Știu, în schimb, de la pacienți care declară că au fost acolo, în UPU, anterior prezentării la noi. Dar nu am cunoștință despre a fi o chestie pe baza unui protocol.
pentru că noi nu avem protocol de deci colaborare. Deci pacienții aleg singuri, practic, să-și asumă... Pacienții aleg singuri să plece de la UPU, dat fiind timpul mare de așteptare, numărul mare de prezentări de acolo, și ei decid pe propria răspundere să plece la alt spital, la altă urgență. Dr. Ifrim Sorin, medic șef CPU.